32 de ani se împlinesc pe 2 februarie de când Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, a fost semnată în Iran. România a ratificat documentul în 1991. Obiectivul convenției este acela de a conserva zonele umede care servesc ca habitat al păsărilor acvatice. Pe de altă parte, aceste zone constituie importante resurse de apă și au valoare economică, științifică, recreativă, a căror pierdere ar fi ireparabilă. Ce înseamnă mai exact zona umedă și unde se regăsesc acestea în județul Suceava, aflăm de la șeful Agenției de Mediu. Zonele umede sunt definite ca întinderi de apă, mlaștini, apă dulce, apă sărată, amenajări naturale, adică ape naturale sau amenajări realizate de om. Importanța lor este în aceea că în aceste zone umede își găsesc adăpost și existență o varietate de specii, contribuind prin aceasta la conservarea biodiversității. Avem aici, în principal, în vedere, exemplu, zona lacurilor fălticeni, zonele râului Siret cu acumulările Rogojești și Bucecea, o parte sunt pe teritoriul județului Suceava, o parte pe teritoriul județului Botoșani. De asemenea, Albea minoră și majoră a râului Siret cu toate zonele, stufărișurile, tufărișurile și așa mai departe. Avem 26 de rezervații naturale, dintre care unele din ele sunt și în zone umede, cu o suprafață total de 5.516 hectare, adică 0,64% din suprafața județului. Sloganul din acest an derulat de protectorii mediului este intitulat Zone umede și managementul apei, reflectând interdependența dintre apă și zonele umede, respectiv rolul cheie pe care îl joacă acestea în circuitul hidrologic. Importanța zonelor umede rezultă din faptul că acestea se comportă ca niște uriașe filtre, asigurând apa potabilă necesară zilnic populației.